Cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2019 a început cu susținerea probelor scrise. Pentru această sesiune, la nivelul județului Constanța, s-au înscris 1583 de candidați care vor susține următoarele probe scrise. Limba și literatura română 658, proba obligatorie a profilului 1077, proba la alegerea profilului și specializării 944. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a stabilit 5 centre de examen în municipiul Constanța. Proba scrisă din cadrul examenului începe la ora 9, iar accesul candidaților în centrul de examen este permis în intervalul 7:30-8:30 pe baza actului de identitate. Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de 3 ore. Elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor numai creion negru. Probele orale vor începe pe 27 și 28 august, când va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pe 29 august, adolescenții vor susține evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Pe 30 august și 2 septembrie va avea loc evaluarea competențelor digitale, iar pe 2 și 3 septembrie evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Primele rezultate vor fi afișate pe 3 septembrie și în aceea zi se pot depune și contestațiile. Elevii vor afla notele finale pe 7 septembrie.